Bună ziua, mă numesc Victor Cășlar, sunt director la gospodărie țărănească Cășlar Victor Ilie din satul Chircăiești, raionul Căușeni. La moment activăm în baza horticulturii, unde cultivăm 18 hectare de livadă, dintre care 8 sunt cu prun ecologic. Activăm din 2009. În 2017, la Hagimus, am plantat o livadă de prun ecologic cu o suprafață de 8 hectare. Livada a parcurs 3 ani de conversie, iar acum suntem în anul 2, certificați ecologic. Activitatea am început-o în baza unei provocări. M-am provocat singur pe mine, dacă pot face agricultură. Și în 2009 am deschis o gospodărie țărănească. Iar apoi am început a cultiva plante furajere, ca lucerna, după care am trecut la horticultură, livezi, anume de cais și persic. Apoi, în 2017, am plantat o livadă de prun ecologic. Dacă să vorbim de fructele proaspete realizate pe piața din Republica Moldova, sunt comercializate foarte ușor dacă le dăm la un preț mic. Iar dacă vrem să câștigăm cât de cât, trebuie să ridicăm prețul, ceea ce este o problemă pentru piața locală. De aceea, noi am hotărât ca anul trecut, 2021, în baza unui proiect finanțat de către PNUD Moldova și implementat în colaborare cu MOFCA, am implementat un proiect de construcția unei uscătorii de fructe bazate pe metodă convectivă și metode cu razi infraroșii de uscare a fructelor. Noi avem în cadrul gospodăriei o livadă de prun ecologic în mărime de 8 hectare. 8 hectare avem de caise și 2 hectare de persic. Mai avem puțină vișină. În anii 2020-2021, cu ajutorul intermediarilor, noi am exportat fructe în statele CSI și Uniunea Europeană. Dar pentru 2022 planificăm să devenim desinistători exportatori. De aceea planificăm pentru 2022 să obținem certificarea ISO 22000 și certificatul Global GAP. Unele probleme putem menționa ca lipsa forței de muncă calificate. Pentru 2022 noi planificăm să deschidem uscătorie de fructe, unde avem nevoie de a angaja persoane calificate în domeniul tehnologic de uscare a fructelor. Asta a fost o provocare pentru noi și de aceea din cadrul gospodăriei am înaintat două persoane pentru a studia la centrul de excelență în agricultură din Chișinău pentru a studia anume facultate de tehnologie în uscarea fructelor. Altă problemă întâmpinată de către gospodăria noastră în cadrul gospodăriei este realizarea fructelor în stare proaspătă. De ce? Pentru depășirea acestui impediment, noi am hotărât ca fructele să le procesăm prin refrigerare sau uscare a fructelor. Persoanele care doresc să se ocupe de agricultură, le-aș sfătui să aplice la programe precum sunt programele de la ODIM, PNUD, IFAD și multe altele care sunt postate pe diferite site-uri ca finanțare.md. Ne vedem cu o întreprindere mult mai dezvoltată, mai mare, cu mai mulți angajați, cu o gamă largă de produse procesate și proaspete, posibili exportatori, o afacere digitalizată, modernizată, automatizată și ecologică.